Dragoste fără cuvinte, episoadele 1 și 2. Murat, un tânăr chipeș, întors dintr-o călătorie de afaceri, coboară dintr-un avion privat și este așteptat de șoferul și prietenul lui Kerem. Nejat, tatăl lui Murat, deține o companie de textil. Sadi și intenționează să se pensioneze curând și să lase conducerea celor doi fraseri, Murat și Doruc. Actuala soție a lui Nejat era Deiria, mama lui Doruc. Ea încearcă să îi țină pe frați la distanță unul față de celălalt, dar ei se înțeleg foarte bine. Bunica lor, Halime, este iubitoare și încearcă să țină familia unită și tot ce își doresc este să-și vadă nepoții căsătoriți. Dimen este un model al companiei care a trecut și a avut o relație cu Murat. Prietenul lui Nejat, Kamal, îi cere o favoare pentru a angaja pe fiica lui, Suna, la companie. Hayat este o tânără frumoasă care locuiește în Istanbul cu mătușa ei, Fadik, și cu cele două prietene, Ipek și Asli. Părinții lui Hayat locuiesc într-un oraș mic, departe de Istanbul. Mama lui Hayat, Emine, este trimisă de tatăl ei la Istanbul să o aducă acasă, fiindcă Hayat a terminat studiile, dar încă nu și-a găsit un serviciu. Hayat o roagă să mai aștepte până a doua zi, fiindcă trebuie să participe la două interviuri și speră să fie angajată. Murat merge la companie, dar pe drum are o defecțiune la mașină și este nevoit să ia un taxi. Din întâmplare, și Hayat vrea să ia același taxi pentru a merge la interviu și, în sfârșit, prin a se certa amândoi.